Integritate. Hei, ce e roșu fierbinte și aruncă mingi de foc de pe spatele unui amfibian? Grea întrebare, aveți idee? Hai, odată grab! Nu ți-ai dat seama cum se folosește? Se ia mânerul A și se conectează cu levierul telescopic Q. Apoi se învârte butonul X. Super! Se pare că vor fi reținuți o vreme. Apropo, unde suntem? Pe barba dragonului Auriu. Suntem în cetatea Nipa, casa copacului cu 1000 de roade. Ah, minunat! Minunat? Minunat? E unul din cei mai importanți copaci fermecați din lume. O sărbătoare! Trebuie să-l vedem. Vă rog, vă rog, vă rog. Nu avem timp de vizite turistice. Ochiul dragonului arată în direcția aia. Ce-ar fi să ne oprim în drumul nostru? Cu cei doi pe urmele noastre? Forță să oprească! Vom pune toată cetatea în pericol. Va trebui să o ocolim. Nu va dura decât o clipă, promit. În clipa aia, generalul bun ne va sufla în ceafă. Ocolim cetatea, e ultimul cuvânt. Dar, strop! Să știi că are dreptate. Tu de partea cui ești, mă rog? Jinho, laba de maimuță! Hai, vrofoile, mai multă putere! Haide, să nu-mi dați drumul! Necazurile noastre s-au sfârșit aici. Nu știu de ce, dar nu sunt de acord. Predați-vă! Bine, ne predăm! Wow, ce ușor a fost! Duceți-i la sultan! Tu de partea cui ești? Ce-au făcut elementele? Au intrat în cetate! Zburăm peste ziduri și le prindem! Nu putem, generale! Broscoiul aerian e pedepsit! Nu! Am ajuns prea departe pentru a da greș! Niciun zid nu va sta între mine și elementele mele! Sultane, după cum ați cerut. Așa mi te adresezi tu mie, capitane, care ți-o fi numele. Preamărite sultan, lumina cetății ecuatoriale, vrednic de laude nesfârșite, inițiatorul a 1000 de întâlniri. Da, capitane. După cum ați cerut, am prins aceste... Elemente. Elemente, eminența voastră. Grozav, elementelor sunteți acuzate de înaltă trădare. Cum pledați? Așa? Vă rugăm, nu suntem iscoade, cruțați-ne, vă rugăm. Eminența voastră, n-avem idee despre ce vorbiți. Nici măcar nu intrasem în cetate. Aha, recunoașteți. Ce anume? Că n-ați venit să vă închinați mie, asta e trădare. Nu există infracțiune mai gravă decât insultarea unui sultan. Acceptați-ne scuzele cele mai sincere, sultănimea voastră. Mărite sultane, dacă tot ne-am închinat, am vrea să plecăm. Să plecăm? Acum? Dar abia am sosit. Shouyen. Are perfectă dreptate. Nu puteți pleca fără să vedeți splendorile cetății mele. Cetatea este absolut minunată. Nu înțelegeți. Maleficul general bun ne vrea și va ataca cetatea dacă află că suntem aici. Ai punctat bine problema, care se poate rezolva ușor. Acum, putem continua? Planul mi s-a năruit! Trebuie să intru în cetate! Am nevoie de un plan mai bun! Am nevoie... De prânz? Oh, da! Ce-i asta? Trebuia să fie pește zburător cu sos de chili, dar peștele a zburat! Prânzul meu! Distrus de un pește zburător? Pește zburător? Asta e! Ești un geniu bun! Dar tot mi-e foame. Asta e o statuie a mea. Acolo e alta și mai încolo alta. Soare veșnic al cetății.
Spune-mi, te rog, cetatea nu mai este vestită pentru altceva, în afară de frumusețile sculptate. Cred că te referi la copac. Da, da, așa e, la copac. E aici, ta-da, măritul copac sultan. Da, foarte frumos. Pe aici, vă rog. Trebuie să găsim o cale de a-l convinge să ne dea drumul. Cu cât mai mult stăm aici, punem cetatea în pericol. Strop, trebuie să văd copacul pentru a-mi trage seva din el. Și cel mai potrivit moment e când cetatea e în siguranță. Ha, deocamdată. După cum îl știu pe Bu, nimic nu o să-l oprească. Nimic nu se poate să mă oprească. Aduceți-mi sosul. Ardei, ăștia sunt mai ceva ca mine. Nu pricep. Ce e? O nouă rețetă cu fructe de mare? Da, o rețetă. Rețeta succesului meu. Oh, iute. Și cu asta se încheie turul palatului meu splendid. Bine, înseamnă că putem pleca. Desigur că nu, mai avem și marele final. Da, în sfârșit. Mă iubesc cu adevărat. Sultanul nu se gândește decât la el. Vreau să văd neapărat copacul cu 1000 de roade. Nu putem, trebuie să plecăm acum, înainte de a se întâmpla ceva. Ha? Și mintele mele fine. Ce e asta? Miroase bine. Chili. Chili super iute. Iute. Ce artificii mai sunt și astea cu chili? Nu sunt artificii. Priviți. Ești murător? În curând, zarganii mei mecanici iuți vor scoate elementele din cetate. Și atunci... vom servi un grătar delicios! Prea coloratule, suntem copleșiți! Ce e de făcut? Ah, da, ei bine, vezi, fiecare pentru sine! Soldați, l-ați auzit pe sultan! Da? Încearcă și astea. Ce ziceți de asta, pești zburători? Zburați prin asta. Nici chiar așa. Shao Yan, atenție. Mersi, Niwa. Ne atacă! Se pare că le-am atras atenția. Iată-i că se întorc. Trebuie să-i atragem departe de mulțime, pe aici. Funcționează! Elementele au fugit! Repede, să scăpăm de ei aici! Ce e de făcut? Lucrăm în echipă! Hei, aici! Am urcat! A fost o idee grozavă, Jinhou! Ce idee? Banane. Nu! De data asta le vin de hac. Grab! Mai vreau pești. Nu mai avem. Avea un gust caragios. Ura! Wow!
Wow, e grozav! Care ar fi răsplata numai bună pentru niște eroi? Dau cine voie să culeagă fructe! Bijuterii! Da! Da, asta e! Să culeagă primele roade din copacul cu 1000 de roade! Fructe! Cum? Vorbiți serios? Da! Este o mare onoare, căpitane, care ți-o fi numele, dar mi-e teamă că noi va trebui să... Acceptăm! Acceptăm? Au acceptat! Nu! Nu! Sunt fructele mele! E datoria mea! E onoarea mea! Trebuie să fac ceva în privința lor și cred că știu exact ce... Ah, cel mai frumos vis mi s-a îndeplinit. Prieteni, știați că e pentru prima dată în istoria cetății când primele fructe sunt culese de altcineva decât sultanul. Ce-ai pățit, Chao Yan? Cetatea e în pericol din cauza noastră, iar ție nu-ți pasă decât de tine? Nu e adevărat. Corona asta îmi face capul mai mare? Ascultă-mă, trebuie să plecăm acum. Sunt de acord. Scuze! Am uitat să vă spun de ușa secretă, care vă va duce într-un pasaj secret în afara cetății. Da, parcă voiai să rămânem aici. Nici vorbă, adică mi-aș dori, dar nevoile cetății sunt mai presus de dorințele mele egoiste. Bine, să mergem. Prieteni, am ajuns la capătul pasajului. Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Fie ca să nu ne mai întâlnim niciodată. Surpriză! Îmi cer scuze, dar ați căutat-o cu lumânarea. Fugiți! Wow! Bună, copacule înalt și tipeș cu scoarță! Te rog, dragul meu prieten, dă-mi din puterea ta tăcută, blândă! Copac! Au! Au! Oh, mulțumesc, preamăritule copac! Voi prețui acest dar! Acum trebuie să plec! Mă așteaptă prietenii! V-am spus că de data asta ne vin de hac. Bine, eu m-am ținut de cuvânt. Sultanule, târgul nostru prevedea toate cele 4 elemente. Mi-ai adus doar 3. 3? Dintre noi? Unde-i Chao Yan? Până când voi găsi al 4-lea element, cetatea este a mea. Soldați, prindeți-l! Oh, nu așa se tratează sultanii! Să mă salveze cineva! Este numai și numai vina mea. Nu s-ar fi întâmplat asta dacă n-aș fi fost egoistă. Dar nu e timpul să mă dau bătută. Trebuie să acționez. Nu! Sunt sultanul! Vă poruncesc să plecați! Wow! Chiar sunt un sultan puternic. Oh? Nu prea cred. Piticanie cu fundul uriaș ce ești. Când am nevoie de o rangă, n-o găsesc niciodată. Pumnul înghețat. Nu știu de ce tot încerc. Nu merge niciodată. Dacă tragem împreună, reușim să îndepărtăm o bară. 1, 2, 3, trageți! Merge, trageți! Mai are cineva vreo idee grozavă? Unde mergem? Ne întoarcem la palat. După cum îl știu eu pe Bu, acolo își ține prizonierii. Palatul e încolo. Oh, da. Echipa noastră lucrează bine deja. Tu cunoști drumul, iar eu am puteri. Împreună noi... Noi? Nu există nicio echipă. Numai eu voi conduce rezistența glorioasă împotriva ocupației nedrepte. Cetățeni ai Nipei, sultanul are nevoie de voi. Ridicați armele împotriva cotropitorilor. Luptați pentru onoare și putere. Nu te pleacă niciodată, luptă singur. Nu te pleacă niciodată, vă rog. Au, cum spuneam,
împreună. Ce confortabil! Mă întreb ce face asta? Oh, da! Ce bine e! Ar trebui să-mi iau unul pentru fortăreața zburătoare. Și că tot veni vorba... Flemo! Da, generale, bu? Ia-l pe grab și duceți-vă după fortăreața zburătoare. Vom urca elementele la bord și poate și tronul ăsta. Dar încă n-am prins elementul lemn. Nu mi-asum niciun risc. Le vreau pe celelalte trei încuiate bine în fortăreață. Da, generale. Nu o să ne putem strecura cu atâtea gărzi în jur. Nu toate intrările sunt păzite. Hai, trebuie să ne cățărăm. Mama nu m-a învățat niciodată să mă cațăr. Nici să țip ca un bărbat adevărat, se pare. Tortăriața! O fi venit după prietenii mei. Hai să ne grăbim. Mai încet! Statuile mele! Copacul meu! Umbrela mea! Mi-a ajuns! Gata cu sultanul discret! Vreau tronul, statuile și cetatea înapoi! Nu! Acum! Stai, întoarce-te! Gărzi! Prindeți-l pe impostor! Asta ce înseamnă? Sunt sultanul! Pe el nu trebuie să-l lingușim. Puțină lingușeală nu mi-ar strica. Oh, da, despotimea ta în armură, da. Pot să spun destul! Că aveți... Duceți-l de aici! Nu! Ce e asta? Bonzai, Taido! Hai! Prinde-ți-o! Ai venit să mă salvezi? Tu ce crezi? Oare am venit să mă distrez? Da, sunt aici să te salvez. La podea, acum! Acum, fugi! Îți sunt recunoscător. Sacrificiul tău va fi comemorat printr-o statuie. Și poate și niște statuete la standul de vânzare. Fugi! Da! În sfârșit le am pe toate. Am toate elementele, tronul și cetatea. Sunt toate ale mele. Ușurel! Mai la stânga! Stânga? Drept! Dreapta? Nu! Mai la stânga! Puterește-te odată! Să nu vă pierdeți speranța. Dacă Shao Yan e liberă, mai avem șanse. Oh, chiar crezi asta? Shao Yan! Bucurați-vă de priveliște cât mai puteți. Vom pleca mai devreme decât credeți. Bună, prieteni! Am ratat ceva? Am mers prin pasajul secret care era întunecat. Ar fi trebuit să vii și tu. S-a dovedit însă că e o capcană a sultanului. E doar un fel de a spune. Îmi pare foarte rău că... Te-ai abandonat? E în ordine. Nu te condamnăm. Prieteni, oare n-am uitat ceva? O, da, o îmbrățișare în grup. Nu, să fugim de aici. Am încercat de toate. Dar nu și crenguța asta din copacul cu 1000 de roade. Fă-te un bonsai și dă-ne drumul. Grozav, să mergem. Elementele au evadat. Cine? Cum? Grab! Coboară și prinde-i! Da, domnule! Nu! Nu sări! Am uitat că nu e posibil. Podeaua e udă. Bine, pe unde o luăm? Unde-i sultanul? Avem nevoie de el. Prima fereastră la stânga. Mersi, sultanule. Plecați, mă ocup eu de Bu și de gorilele lui. Am reușit să te întind la podea. Prinde-ți-l! Opa!
Mami! Ce-am făcut? Am îngăduit dorințelor egoiste să-mi întunece judecata. Acum cetatea mea e pierdută. V-am dezamăgit pe toți. Nu merit să fiu sultan. Dar ești sultanul. Maestrul Yun obișnuia să spună că faptele sunt mai importante decât vorbele. Poporul are nevoie să te comporți ca un sultan, nu doar să fii unul. Noi o să te ajutăm. Ce putem face? Generalul Bu controlează cetatea mea. O clipă. Nu controlează văzduhul. Haideți, prieteni, am o idee bună. N-au ajuns prea departe. Uitați-i! Prindeți-i! Au căzut în capcană. Nu au cum să scape. De data asta vorbesc serios. Iha! Să-l facem pe Bu să-și guste propriul medicament. Că bine zici! Iha! Zărganii ăia nervozi s-au întors împotriva mea! Trădătorilor! Prindeți-i! Am reușit! Sigur, împreună. Asta numesc eu muncă în echipă. Îl iubesc, de data asta pe bune. Preamărite și curajos, sultan. Bob. Da? Spune-mi, Nigel, așa mă numesc. Preamărite și curajos, Nigel. Ne-ai salvat de generalul Bu. Ar trebui să culegi primele roade ale copacului cu 1000 de roade. Am o sugestie mult mai bună. Nu știu ce să spun, Nigel. E o mare onoare. Onoarea e a mea, Shaoyan. Dacă n-ai fi fost tu, n-aș fi văzut că merg pe căi greșite. Hei! De ce se numește copacul cu 1000 de roade când nu văd decât un fruct? De asta! Au dublat în limba română Petre Ghimbășan, Lăcrămioara Aron, Rin Tripa, Paul Zurbău, Sorin Ionescu, Alexandru